Mecanizatorii de la Drochea abia au finalizat semănatul și s-au apucat de reparare combinilor și a tehnicii pentru recoltarea grânelor și altor cereale din acest an. Lucrează foarte bine, combină, e modernă. Câmpul a dat Dumnezeu și așa e tot. Fără iarbă și nici o problemă. Dar dacă o pregătim, mă reparăm. Și cât timp durează pregătirile? Depinde tot de cum s-a duc nouă piesă. Da, așa. Nu ne gândim că poate până la recoltare vom termina. Tot cu ghinii. La ora actuală, pentru sezonul de lucru, se pregătesc 4 combine și tractoare de marca John Deere. Prețul unei asemenea combine este de circa 250.000 de euro, ele având o capacitate de lucru de circa 50-60 de hectare, timp de 12 ore. Tehnica este costisitoare și piesele de schimb la fel, necesită mulți bani pentru investiții, pentru... De unde luați piese? Deci avem legătură cu dealerii oficiali la care produc această tehnică. Gospodăria agricolă Agrosezem, raionul Droche, deține circa 3500 de hectare de pământ, semenate cu grâu, porumb și sfeclă de zahăr. Câmpurile sunt prelucrate prin metode și tehnologii noi. Aș vrea să menționez că toate culturile, tot pământul se prelucrează numai pe metoda mulci, adică aratul este exclus în întregime din asolamente și introducem îngrășăminte minerale. Deja al doilea an, terenurile deținute de întreprinderea Agrosezem sunt prelucrate cu îngrășăminte organice obținute în urma prelucrării energiei de la fabrica de biogaz în orașul Drochea. În urma prelucrării solului cu îngrășăminte organice și tehnică modernă, recolta de cereale obținută la hectar este destul de bună.